27 noiembrie, săptămâna viitoare, încep Serie A Liga Florilor, începând de joi. Joi, două partide interesante oferite de televiziunea publică, Minaur Rapid și Gloria Bistrița Handball Club Zalău. A început această partidă cu echipa dunăreană în atac. Din nou agață perfect mingea Nemanja Grbović, văzut excelent de către Cristo Milošević. Pasă pe poziție viitoare peste întreaga defensivă. Excelent catching-ul muntenegreanului Bartic. Schimbă locul acolo cu Cristo Milošević. Foarte bun atacul din pase succesive. Sabin Constantina direct în vincul. Egalitate la 10. Au profitat și că adversarii erau în inferioritate numerică. Primarul Daniel Drăgulin, care a încetat din viață recent. Un gol avantaj pentru Dunărea Călăraș la pauză și egalează Sabin Constantina la 13. Al treilea gol pentru Gabi Bujor. Golgheterul călărășenilor. Aslanian nu amenință poarta. Excelentă pasă cu podeaua. O verticalizare la pivot și o pasă în profunzime. Bine gândită de Cristo Milošević. Deaua în avantaj de două goluri. Încă o dată salvatorul echipei Stănescu. Milošević. Pop. Aslanian. Milošević aruncă de pe picioare. Revedem aruncarea spectaculoasă a lui Cristo Milošević. Piesă importantă în angrenajul Stelei. Și încă o dată sârbul abuzează defensiva adversă și vulnerabilă zona apărătorilor centrali la Steaua. Milošević. Milošević pasă cu podeaua prin spatele defensivei. Ionu Georgescu trage la a doua bară și înscrie. Dunărea vine la un gol. Ultimele 10 minute. Steaua cu un om mai puțin pe teren, cu 6 handbaliști pe atac, fără golkeeper în trebuturi. Din nou Milošević, faceți loc, sârbul își demonstrează clasa. Sniperul sârb încă o dată irezistibil. O minge pierdută însă pe faza a doua de că... Depășire pe dribling scurt, intră roșu în circulație. Din nou Milošević, sniperul sârb încă o dată necruțător. Responsabilul cu golul. Dezlănțuit sârbul. Îi dau prea mult spațiu. Încă 3 secunde, nimic nu se mai poate întâmpla. Steaua pleacă cu 3 puncte după o victorie însă chinuită. Un gol avantaj, 24-23. Un meci pe care Steaua l-a câștigat în ultimele 10 minute, când a avut mai multă coerență, mai multă eficiență și un Milošević în zi de grație. Cu speranța că ați urmărit un spectacol de calitate, Dragoș Șoșocaru, vă mulțumesc și pentru atenție și vă invit să urmăriți.